Pace și bună seara! La noi 8 și un sfert și am venit să facem varza, să o punem la butoi. N-ar fi pus-o așa repede, ar mai fi lăsat-o 2-3 zile, dar avem din asta măruntă la, în saci, care aia nu rezistă, să ne grește. Uite-o, țupchiu, gura e, uite cum o făcută. Bravo, Natalia. Bravo. Mi-a spus eu că fac curățenii la vantă. Da, azi ce-a spus? Da. S-a spus eu că eu fac curățenii la vantă. Acum câtă curățenie ea știe? Câte frunze ea? Nu, că nu i-am mult. Exact ce trebuie. Uitați, așa se ia cotonul. Merg cu cuțitul tot rotund. Baby. Nu, lasă, lasă. Face mamă. Tăiem aici așa. Vedeți? Și atunci punem cuțitul aici și întoarcem. Ia ca așa. Și gata. Și uite ce curată am dat-o Natalia. Gata. Nu, aia nu lua, te rog frumos. Ok. Deci eu pun acum cu Natalia varza. Dacă țineți minte că mai am ea lanț, nu știu când, un an, doi, de atunci când am pus-o în butoi. Și acum iau ținut minte și-o spus, mami, nu mă pui în butoi. Zic, nu, mai că se rupe butoiul cu tine. Îl spargi. Așa e, Natalia? Mm-hmm. Acum ai crescut? Ești mare? Nu mai te putem pune în butoi, gata. Gata, gata, mami, gata, e curat. Curat, curat, curat. Hai, uitați-vă amândouă aici. Așa v-am văzut o poză. Am avut o vecină la mine pe stradă. O chemat-o Nana Sofia. Și ea când punea varză, tot cartierul cumpăra de la ea. Cine nu a pus varză? Vecinii de acolo. Toată lumea nu mai punea varză că cumpără de la Nana Sofia. Și eu, fiind vecină cu ea, chiar vecină, a doua casă, am spus, Nana Sofie, nu mă arăți și mie cum să pun varză. Cum să nu vin? Și-o venit. Și ea m-a arătat cum trebuie să pun cuțitul și să-l întorc. M-a arătat așa, prima dată tai așa și atunci pui cuțitul aici și întorci. Ia ca așa. Și gata. Și uite, Natalia m-o dă gata curată. Gata, aia, mami. Gata. E curată. Înțuc eu curata. Și imediat o punem. Nu e mare lucru de pus varză. Așa. Da. Nu-i uite cum s-o spart. Coceană. Uite. De la ce? E coaptă. Serios? Da.
Am gustat din cotor. Chiar e proaspătă. Să știi că nu e iute deloc. Dar e iute. Nu, iubita. Ultima. Nu ai văzut cât o pune. Înainte punea pe copii, le spăla pe picioare și punea copiii în butoi acolo și făceau săracile. Cu picioarele zdrobeau varza. Și m-a dus și pe mine. A venit o mătușă, nevasta lui nepotul, lui bunica mea. Și a zis câtă maică mea, lasă să vină. Okay. Lasă să vină la noi să pun varză și să mă zdrâpească cu picioarele. Și m-a lăsat. Dar era mai mică ca Natalia, nu eram încă la școală. Și acum mami, știi ce faci? În sat. Pui frunzele astea, toate frunzele. Îți fac. Hai, pune. De acolo pui aici și eu țin. Și... Pa. Și cu papul dă. Bună seara. Bună seara. Facem vadă. Vastă-vă. Că vine frigul, vine intemperiile. Și ce bine că ai un pic de varză și mânci cu ce se poate. Da. Nu cât ce vrei. Oh, da. E la un dat. Uitați-vă pe scumpa mea. Frumoasa mea și iubita mea. Asta e scumpa și frumoasa mea. Poptica mea. Mami, pune așa mai mult ea în mână și pune și în sac. Așa, 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 mult. Ce? Ia nu da săraca, nu strâns. Deci v-ați da s-a curățat? E mult mai repede. Mă refer că merge treaba mult mai repede dacă ai vaza gata tăiată. Înainte dădeam la manivele. Tăiai la jilău? Tăiam la jilău, da. Ce manivele? Păi așa vorba vine că... Nu toată lumea cred că știe ce e jilău. Și nu știu cum îl cheamă. Eu-mi place! Dar ce pui aici? Vorbește, papură, ce asta? Mărar. Mărar de la Angela. Pentru mine poate să fie și pătrunjel, că nu-l cunosc. Mi-mi place... Mie îmi place. Îmi place smandar. Bine. Tati, asta-i vitamine? Nu știu, tati, că n-am văzut pe un bănaș. Dar e căpună, e căpșună. Căpșună? Mhm. Asta ce e cimbru, asta cunosc. Asta e cimbru. Natal, așa e ciur, e dulce. Da? Uh-huh. E fântată la nas. Ești înfântată la nas. Miroasă. Miroasă bine. Ai fost iar afară și te-ai jucat cu copiii? Da. Înțeles. Îmi place să plec acasă, mirasă, dar nu mă sfarță aici. Și piperul și ăsta, mărarul, îl pun numai la fund și când iei în mână să mânci varză, să nu mai fie cu piper. Dar și piper. Că nu-mi place.
să dai de pichet. Și mai am. Adă aici la mine. Mai trebuie? Mai trebuie cu limba asta. Asta ce e? Tot mărar, dar e mai înfiorit. Hai să mă pun cu plasticul ăla, cu gumă. Nu mai pun. Gata. Nu mai punem nimic, Natalia. Ok. Am mușcat aici. Pulce. Și așa mai pun? Nu, pun aici înapoi. Ok, punem pe pauză, să punem scoate în afară. Da, asta e numărul 1. Da, îi. Colorița adevărată. Să fac și eu asta. Okay. Mă țin și noi? Ce, bomboană? Da, știe bunica să facă bomboane. Da. Da, da, bunica știe. Eu știu să fac bomboane. Acum trebuie matrice cu inima. Dar nu știe cu inima. Nu știe cu inima. Așa, dar cred că avem noi forme de inimă. Da, avem. Din alea de biscuiți. Știi? Uite-te. Faci așa. Da. Așa. Aha. Vedeți, Natalia spre seară e mult mai vorbăreață. Lasă acolo. Mama miros. Da, cimbru. Cimbru! Așa se numește, da. Se pune la sarmale, la varză. La varză? Aha. Asta-i varză. Acum vine varză în butoi. Mai pun și ăsta? Nu, mai că se împrăște acolo între varză. Asta e sare. Aia e sare, da. Aha. E bun dulce cu sărat. Cuță și tu. Dar știe, tati. Așa că îi pun. Hai, dreptate. Ia că aici mai am. Să mai dau. Cu ce? Adă piperul. Cu ce? Cu copciun. Piper? Prinde. Nu. Stai. Mami, dar tu ai pus aici prea mult. Cu tu ai pus. Și eu. Nu pus. Nu? Nu m-a le-a deranjat. Da? Să le punem apa aici. Uite că ți arată. Nu mai am blitz la telefon. Hai că mă atur un pic pe jos pe aici. Trebuie să pun asta. Fireanu, nu știu unde e. Nu știu. Acolo poți. Atunci o fi în curs. A, uite, în curs, da. 1, 2, 3. De la bunica. Wow, e ca la os. Tati, e ca la os. E ca și un os? Uh-huh. Am înțeles. Acum, cuțitul ăla mic negru să-mi dai. Da. Du-te, Natalia, de cuțitul ăla mic negru. Încet, mă, încet. Stai că e Spider-Man. Uite-l acolo. Ia, e Spider-Man. Natalia. Acolo, unde e magnetul. Unde-s cuțitele? Sus, uite-te la mine. Pe perete-s cuțitele. Nu, ăla negru. Wow, are magnet. Are magnet. Mulțumesc. Sunt mare puternic. Da. Stai numai să umplem cu varză, să vedem dacă mai ești mare și puternic. No, gata. Acum eu trebuie să curăț. Curăț aici jos, că aș putea eu acolo, dar eu țin șăpă ăsta, că am tăiat. Am tăiat, lasă, curăț. Da. Am înțeles. Iar îmi dai de măturat. Da.
asta e. Uite-te. Dai, bine. Musca. Bine de pasta. Da? De pasta mea. Să nu o las, bine. Vezi că asta e vaza mea. Da. Hai, prezintă vaza și o să fac poză. Așa. Asta e pic, fac și așa. Spune, la Crăciun o să mă împunea sarmale. La Crăciun? Da. Că o să fiu statul meu. Da? Da? Exact. Mm-hmm. Așa e. Ea n-are treabă cu prințesele. Ea e Spider-Man, e... Sonic. Sonic. Dar prințesele nu-ți plac? Nu. De ce? Mă, tăi-te-mă, am văzut la școală, da. Și o fugit la clasă. O fugit prin clasă? Da. Și are și ochelari. Aha. Are și ochelari. E numai căciulă. Da. E numai căciulă. Da, am înțeles. E o căciulă. E adevărat. E o mască care se trage pe față. Da, e adevărat. Aha. Uh-huh. Crăciun. Deci n-ai înțeles tu, Dacia. Are căciulă și e desenat pe ea. Nu, e o mască care se trage așa pe cap. Da? Ca și un căpișor. Serios? Uh-huh. Lasă că pun și eu. Da? Iute. Aia, iute. Iute. Ține. Mai miros odată. Da. Hireanu, iute, iubita. Iuce, iuce. Gata. Mâine iepurește bașa. Acum punem varza. Mâine varza? Da. Lasă, lasă să iau. Lasă că pun eu, hei. Lasă că pun eu. Pa, pa, varză. Da, așa. Zăpadă! Nu-i zăpadă. E zăpadă, așa că e zăpadă. Că e zăpadă. Da, e zăpadă. Vezi că e zăpadă. Punem sare. Punem sare așa numai cât de cât să o muiem. Tati, uite cum fac. O lingură. Tati, uite cum fac. Uite. Așa. Bravo. Și acum... Punem sare aici? Da. Stai, stai. Uite așa. Puțină, nu multă. Așa? Nu știi până la cât e alimentarea deschisă. Mi-e frică să nu cumva să nu am destulă sare. Penny până la 10. Da, nu am treabă cu Penny. Aici la noi. Aici nu știu. Și piper pui. Nu piper! Uite aici. Eu pun sare. De la Spider-Man. Și acum? Sau așa se face. Așa. Așa se pune varza cu gura în sus. A făcut pânză. Wow! Uite așa. E ca uite ce. E pom. Natalia. Uite ce patie am făcut cu varză măruntă, vezi? Trebuie să mă ia telefonul celălalt. Uite. Ca să am bliț. Că eu aici e gata bateria. Ia așa. Așa, ca să nu cad. Deci un pic de sare și un pic de da. Piper. Dar asta trebuie mai mare. Aha, trebuie potrivită ca să încapă. Da. Să se păsălească. Și uite așa. Ia așa. Vedeți voi. E ca la o stea. Dragii ca și o stea. Ca la cărți. Asta e mai... Ca la cărți. Îmi trebuie mai mică. Mai mică în bebeluș. Asta. Da. Așa să... Nu mă lasă aia, aia. Să vedem. Eu pun biber și sare. Stai un pic acum. Acum trebuie iară varză. Da. Măruntă. Iară varză.
Iar? Pa, pa! Și acum, numai un pic de... Nu, nu, tu nu pui mami, că trebuie să știu... Pic. Ok. Trebuie să știu ce fac aici. Mm. Ce face? Stai-te, mă. Așa? Ce face, nu știu nici eu. Așa? Nu știu. Dar nu mai știu că a fost ăsta șamponul. Ai văzut pe șampon? Nu, asta era. Ai cu Spider-Man. Mi-a plăcut mult Spider-Man. Stai să curățăm din asta. Gutui? Gutui. Vezi că te ustură degetul de la sare. Da. Acum punem cutul de la... Da. De la Angela. De la doamna Angela. De la vecinul doamna Angela. Da. Nu știu cum îl cheamă, știi? Dar nu, că și am o dată. Da? Ok. O dată o plastă mare. Oh. Da, serios. O primi de la o vecină și... De la Natalia să cum știe cum e. E bun, e bun. Da. O, de la tati. Acru! Nu e acru! Tati, i-au făcut așa. Strânge un pic gura, da. Dar nu e acru, e fain, așa? Nu duce. Dă-mi la mine ca să mai pus. E aromat, e fain. Acum aici trebuie să pun, știi? Mai dă o bucată mică. Așa? Au. Vezi că e bun. Nu-ți place? E bun, așa-i? Am bătut! L-ai bătut? Am bătut! Ai putut? Ok. Timei, aș vrea și tu să fii aici acum cu Natalia. E mai bine, nu mai are febră. Nu mai are febră? Nu. Și mici nu mai tare picioarele. O durut-o piciorul? Când o rup degetul ăsta, da. Vară. Trebuie să ce-o mir. Când o picat. Mm-hmm. Să știi că e fain cutiile. Acolo este o plasă jos încă calorifer. Și o plasă neagră. Ce-o duc? Și acolo este guturi. Poate fi mai galben ca ăștia. Aha! Adela l-am cum o cheamă, vază care e acolo. Da, să nu poți să o ridici tu. Da, nu trebuie. Aici o cred. Da. Dința pune un rând de vază ca pățână. După aia se pune vază măruntă. Uite-te, sare. Asta face mult. Da, face mult. Faci bântă și se va iasă. E bun spaniacul. Să mă aduc borcanul cu dafin. Frunză de dafin. Știi ce să avea? Da. Acolo. Trebuie așa? Da. Și de aia trebuie ca la piper. Uh-huh. Haide. Așa. E bine? Uh-huh. Gata.
Lasă pun acum vața. Păi ia-ți pregătește vața. Ia, uite, aia o pregătit-o. Bravo! Cu uite aia mare. Stai că pun și aici un pic. Nu vreau să se moare. Wow! Așa. Baby, asta ce e? Frunză de dafin. Wow! Ioi, ce grea e asta. Tata. Ok. Și postim una mică. Mulțumesc. Hai. Așa. Așa. Așa, amor. Așa. Nu, pot să spun că n-ai pus vază cu nepoata ta? Cum să nu știu eu asta? Ok. Ok. Mersi. Așa, te văd bine îndesată. E mult piper. Și mult piper. Chiar că mult. Asta e mai mică. Nu sunt mai puține. Gara, stai de mine. Fac așa. Gara, hai. Hai, da. Stai, iubita, stai, că acum vine varză, mă tăiată mărunt. Stai, că vine varză. Trebuie să fac o poză. Ok, dar să nu dai pe jos. Stai, mami, stai să mai lăsăm aici. Mă pune și aia, Natalia, pune. Așa. Curățăm niște vreme sau punem deasupra. Nu hai de alea de acolo mai încoace. Unde? Varză. Varză. Varză asta? Da, toate. Acum mai urmează porcul, să-l punem la sărat. Porcul? Și facem cârnați. Anul trecut am făcut. Poștorul tatăl cere și acum facem.
Ați adunat alea minte că am făcut cârnați. Mai ții minte? Mai ții minte? Anul trecut am făcut cârnați. Da. Am pus așa, după aia am pus carne, după aia... Exact, am pus în maț. Hai, facem data viitoare, ok? Ok. Data viitoare. Să vă arăt. Data viitoare, ok? Și data harta. Nu, aici ce facem? Tu ai prea mare. Mai tare din mine. Și tata hai. Oh, stai. Mai poți? Da. Nu mă las pe mine. Nu. Tati? Da. Da. Unde se mânc spanacul? Acolo am pus spanacul. Acolo e spanacul. Ca să nu mânce. No, acum e acum. Uite cât piper a pus dâns aici. Și sare, eu nu știu ce e aici. Las că e bine. Nu a pus extraordinar de mult. No. A pus numai bine. Noi să punem asta așa. Și asta lantă unde o punem. Las-o deasupra. Las că pun aștia deasupra pe ăsta. Dar nu ridica că e prea greu. Trebuie apăsat până tăi. Așa. Nu mai punești tu sare, numai un pic. Nu mă un pic. Adă. Pun. Bravo, Zica, bravo. Da. Lasă la mine, lasă. Da. Dacă dai pe jos, mă ridică sus. Ridică. Stai. Stai, mami. Dar trebuie să-mi faci așa. Da, trebuie, da. Nu e rece, ce scrie rece. Așa vă pun. Vă facem rătul. Când eram copil, fost în Zăra, în județul Arad. Apoi, punea vardă tata sau bunica sau... Haide. Eu cam cu picioarele, ne spăla pe picioare, vă înțeles. Eu puneam cu picioarele, călcam, povarza era de afară, era rece, ca aproape ca gheață era povarza. Dar nu mai puteam tăsărușea și sarea aia care lucra, tăsărușea picioarele la noi. Stai. Când am crescut mai mare, o pus pe sorul meu să calce varza. Da, unde e? În butoi? În butoi, da. Butoi de lemn era de plastic. Dacă nu mai rar era butoare de plastic. Am scris doar undeva. 60 de ani în urmă. Da. Da? Am terminat. Punem apă. Da. Apă cu... Cu sare. Și mai trebuie și sare? Nu mai pune tu sare, că trebuie să pun la urmă prea sărat.
Nu mai pune. Un pic. Așa, bravo. Și hirian mai trebuie. Ce? Hirian. Stai acum să pune și ăsta de pe masă. Nu te spalte pe mine că o să te usere mâinile. Da, pune și hirian. Mama mia, ce tu vreau ca mine. A, am uitat-o. Sau, nu știu cum e. Sau gutui aici. A, da, gutui, da. Eu pus tati ca să-i spălăm. Lasă că spăl eu. Lasă-i, Bita, lasă că... Da, cu apă caldă pe mine. Lasă, da, așa, așa, așa. Nu, pușă, mai ajutor, mai un... Da. Anul viitor, să vezi tu. Ce-o fi Natalia. Mulțumesc la Tatăl Ceresc pentru tot ce m-a dat în viața mea. Absolut pentru tot. Și pentru ăia lanți nepoți, și strănepoți, și pentru Natalia, și pentru tăți. Și pentru copiii mei, și pentru tăți. Natalia îi place să facă, îi place foarte mult. Îi place să aibă activitate, să se implice. Mama, chiar îi place. Auzi, Dumnezeu știe că nu mă laud. De ce crezi tu că știu eu și la porc cum să fac și pe stătăt? Tot acolo eram și eu. Deci nu au putut ei să facă ceva fără mine. Eu eram acolo, lângă ei. Nu, vezi? În cauza asta trebuie să ai răbdare cu nepoata ta. Da, am răbdare, nu am răbdare. Câteodată. Sincer să fiu, acum ea știe că s-a repus. Nu, că n-au pus. În varză, mă da, domnule, n-au pus mult. Am văzut eu că n-au pus, dar vreau să zic, nu mai ea știe. Tot e murdărit pe pantaloni. Și acum servește și muștar. Muștar, cum îl cheamă, spanac? Pe pantaloni are spanac, în cap are varză. Că o spus că vrea să fie puternică. Ah. Ho, 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 ho! Ia! E puternică! Ce puternică! Dacă-și dă una, știi cum sunt? Ca Spider-Man. Ca Spider-Man. Uite, așa punem și crean. Așa. Uite, așa. Aici varza. Dar să mai las eu. Ce-i face hrean, mucușă? Ce-i dă gust? Și gust îi dă, dar ține tare. Nu face să fie varza moale. Așa, vreți spune la oameni să știe. Știe. Știe, mai bine ca mine. Știe care știe. Și gutuiul îi dă o aromă faină la varză. Știu că la școală. Îți mai pune papă să mânci? Da, să pune. Își pune. O mânca la spanac. Numai că o văzut că papa îi face mușchi. Nu mai ai grijă pe mine, să nu mânci mult, să știi ce rău. Că mergi și dormi și după aia... Da, Natalia, să nu mânci așa mult. Că așa cum lasă că și mâine mai vrei, poți să mai mânci. Lasă, tati, că e spanac. Nu-i greu. Da, facem bubble și trece. Ca să facem piscină. Acasă. Mai vreau o bucată. De... Mai vrei? Da. Cutui? Aha. Mâncă tu ăla, lasă că mie-mi de altul. Ia-o pus. Poftim. Ce fain e. Ia că și cutui. Ți-ai minte că dacă era pe acru, nu era cop, puneam în zahăr. Da, cu zahăr mâncam eu. Băi, ce fain e moale. Puneam în zahăr și mâncam. Nu prea tare. Foarte fain. Am ceas. Ce văd?
bătut ceasul, ceasul. Unde-i ceasul? Pe el, ceasul funcționa. Ala, ala. No, acum mai pun ceva. Asta eu n-am mai văzut să faci până acum. Nu ți-l minte să fii pus. Că e faină așa, să-l de gust fain la acum vază. Punem apa. Acum punem apa. Da! Aici e farsa. Da, ia un pic mână să fac poză. Ok. Aici e farsa, aici ai idei, aici ai fel, aici e cutui, aici... Vădite la bunică ta-n brață să-ți fac poză. Hai la mine aici. Așa. A vrut să spun de castravel, dar nu mă știu asta. Ha. Ardei. Ardei. Nu. Asta. Irian. Irian. Tot e. Aici și eu. Este farsă. No, hai să facem așa. Asta o... Uită-te acolo, uită-te acolo. Nu așa, mami, nu. Frumos. Așa. Stai. Ok. Ok. N-ai spus această realizare mea. Dar nu suntem gata. Nu suntem gata. Acum tu iei oala aia de 10 litri aia mare, okay, de inox. Umbli cu apă rece, okay, și atunci punem 10 linguri de sare. Aha. Și atunci nu știu câte oale trebuie aici și eu cred că n-am destulă sare. Sare. Da. Hai că vedem. Așa. 10 linguri de apă. Să pune 10 linguri de sare. Una. Două. Două. Trei. Trei. Patru. Patru. Cinci. Cinci. Șase. Șase. Uși că te strupește. Șapte. Șapte. Așa. După șapte ce vine? Opt. 8, 9, 10. Aici 10 litri. Du-te, ia sare, nu mai dai de alimentară deschisă. Nu, penii. Ai pipă. Că n-am. Câte de naște trebuie să punem aici? Poate 10. Nu, Angi, tu filmezi, eu nu-și la sare, ok? Da. O luat ca... O spus că e un kilogram de sare, un kilogram de sare am luat. Nu. Filmez. Tu? Nu. Eu? Ai greșit. Trebuie încet, că văd că e prea plin. Aici. Stai, Angie, să mai fac cu mâna să pleacă, să se ducă. Nu, acum, dă drumul, dintr-o dată. Dar nu fac nimic. Nu fac nimic. Stai. Acum, dă drumul. Stai fără prit. Așa. Acum, iară pui apă. Mai pun apă. Crezi că ai terminat butoiul? Nu, dar te întreb, nu mai trebuie sare sau ceva adăugat. Nu mai trebuie nimic. Okay. Iar aduce apa aici. Punem pe masă și punem 10 linguri de sare. Și se repete până sus. Vezi că filmez. Tu filmezi acum? Da. Pe bune? Pe bune. Eu am vorbit așa. Aici e varza. Aici e varza, aici e piper. Ardei, aici e piper, aici e frunză de dafin, aici e hrean, aici e butunul. Cutunul. Butui. Și asta... Și asta e hrean. Ianta. Hrean. Stai un pic să miros. Nu. Nu mai vreau. O vreau hrean. La pușă. Mai o am
Și nu-ți mai trebuie altă filmare. Nu? Atâta. Mă, să filmeze Natalia atunci, nu? Da. Mă, da. Filmezi tu. Bravo. Tata mea crește mare. Dar știe să filmeze. Da, bineînțeles. M-am dus odată cu ea să-și fac un ou să mânce. Și ea s-a pus să spart ouă, a pus tot pe aragazul ăla, electric, tot. Ea a făcut tot singură. Și când l-a luat... Stai să pun apa aici. Când a fost frig, l-a luat tot. Acum iară punem 10 linguri. Dar nu prea e aici. Mai trebuie cel puțin un litru de apă. Uite. Nu-i 10 litri. Apa rece? Da, apa rece. Acum este 7 litri jumate. Nu încă nici la 8, dar până la 9. Înțelegi? Te-ai gradat, oa? Da. Mamă mia! Uite că iar 4! E ca la România! Hai să numărăm sarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, că nu mai pot să iei. No, acum așa încet o iei și pui aici apa. Te oprești ca să mai dai eu cu mâna. Aici pun apa, așa, dă drumul. Așa. Dă-i. Acum oprește-te ca să facem așa, să ducă. Da, te-ai fost că filmezi eu. Păi să-mi luă sarea acum, 2-3 kg. Mulțumesc. Așa. Nu trebuie. Unde ai fost aici? Aici, nu ne doare, nu ne gata. E gara? Da, ne gara până la 10. Nu vrei pe frig. Ba, ce de litri? Dar nu vrei pe frig. Deci, până acum am pus 20 de litri de apă. Ok. Ca să se știe. Îi dă știu. Lasă că filmează. Dar uite cum filmează, cârst. Cârst? Da, e cârst. Da, să uite oamenii. Așa trebuie, vezi? Drept. Și trebuie plit, să-ți facă bine, vezi? Și mișcări așa încet, nu repede, vezi? Și acum așteptăm să vină algii cu apă. Punem apă. Lasă că filmezi eu, singură. A, nu vită lumea asta. Jucăria. Vezi că dai cu ceasă. Am ia funcția. Ia, serios, tata, și eu. Ia cum aș știe să filmeze? Să vezi cum a făcut. A luat hreanu să miroase și a întors invers, să se vadă pe ea că... Deci să vadă... Să miros! Ce-a să miros? Arată la tata. Cum ai fi? Așa. Nu mai vrea să miros. Încet cu telefonul, că dacă faci repede cu telefonul, amețești pe cine să se opa. Amețești pe cine să uite, iubita mea, trebuie încet cu telefonul. Ok. Ăsta nu-mi convine aici, dar mai să lasă până mâine, poi mâine. Așa. Apa, am zis ei. Numărăm. Mai tare, că nu s-au zis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara, nu dai la medicamentele astăzi. 8,
9, 10. 10. Angi, tu pui. Las că pun. Na, pun. Eu mă dau mai departe. Acum te oprești, ca eu să fac cu mâna, așa, și acum de drum, așa, dintr-o dată, din încep. Așa. Mântele? Pune, vine apa sus, nu știi. Aici, Natalia, dacă eu reușesc să fac aici așa tare, să încapă asta mai bine. Da, unde-i pipet? Să vezi la telefonul când filmezi, să nu fie prea aproape, să filmezi unde trebuie. Nu, e prea aproape acum. Nu, nu, e ok. Bine, bine. Ok. Ai văzut că s-a lăsat, că era cu vârf. Ok. Păi sunt mai mare. Deci, dacă noi ne-ar fi apăsat, așa cum ne apăsam înainte, pe timpuri, mai ar fi trebuit cel puțin 10 kg de varză măruntă. Dar, fiindcă nu ne-am apăsat și am lăsat-o așa, ia că e așa, da? Dacă... ne-ar fi apăsat, ar fi mai mers. Da, și atunci varza, dacă e apăsată, venea mai moale. Vezi că pic, da. Papucii. Dacă nu e apăsată numai cu pumii, devine mai crocantă, mai faină. Da, păi așa e faină. Da, da. Așa e faină, e mai crocant. Trage-te, Natalia. Așa. Așa? Nu mai avem, să numărăm. Hai, dă-i drumul. Hai, 1, așa, 2, 3, 4, aici mai am ceva, 5, 2, 4, adică tot așa tot așa, am trecut. Da. Eu nu mai știu numărul, că am oprit. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pune apa. Pe ta masă. Da. Și dai drumul dintr-o dată ca să... Hai, acum. Așa. Hai că vezi acum. Da, cât e stată mai bine. Ne spune Robert. Da. Bă, bune, nu mai știu. Trei? Ai pus sau patru până acum? Că nu le-am numărat. Trei. Robert, cât e? Trei? Trei. Trei. Lasă că numără, Robert. Nu, ne purtăm noi de grijă. Știe el. El e contabilul nostru. Câți castraveți, câtă varză. Acum cineva a spus că patru... Câte găluște. Da, crede-mă că eu nu știu câtă varză am pus aici, dar cineva a zis că 48 sau... Nu, 28 de căpățâni. Da. Da, dar eu nu știu. Și așa nu mai știi? Eu nu știu cât am pus, Dumnezeu știe. Da. E mult, dar sunt mici. Căpățâni mici. Eu îmi place ca să filmez. Mai bine puneai mai multă varză decât este și dar nu mai este, gata. Varză este vreo... 30 de kg. Cred că 40. Nu, mami.
20 în ăla mic. Și 20 în ăla. 30? Nu, dragă. Da? Nu. 30 de kg. No, ar fi fost bine 40, dar... Mai bea pe apă! Numără numai tare să numeri. Mai tare. Și când vine 6, 7. Auzi? No, hai, puteți. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Bravo! Stai să mai fac așa să se topească. Să ciup. Să dizolve. Să dizolvă sarele. Sarele. Sarea. Sarea. Sarea de Nica Dovine. Asta un brete spuse acum. Păi da, auzi. Când tu de ce te uiți la mine? Că eu am și nora unguroaică și am și ginere neamț. Eu mai frumos și eu de la ei. Da, cum? No, acum, gata. Câte un pic mai în spate. Ha. Aici așa că parcă poți să dai drumul mai repede. Așa. Așa, stai oprește-te. Așa ține-o înclinată. Așa, acum dai drumul. Bun. Apa, că să vine la... Aha. Mai vreo trebuie la suprafață. Mai una. Mai vreo una. Mai una și... Ciucu, poate. Pe tata nu pomeni. Mai intră? Da. Mai una. Vorbirea asta. Așa. Cred că e testura apă. Cred că, da. Păi știi că poate are patru de toate, că... Și acum mai știți voi unde e ăla care era agățat lângă... Lângă garaj, care se pune deasupra plasticul ăla, care se țină varza. Mai o știi unde? Ai uitat? Eu am pus-o în cui. Nu te-am gândit. Dar n-am mai văzut. Dacă nu prin poduță. Dacă nu luăm mâine, mai. Luăm mâine. Auzi, în poduț, cred că am văzut ceva, dar nu știu ce. No, hai, da. Stai să vină tati tău. Sau așa? Mhm. Ar mai fi văzut 5 kg de varză. 10. 10 kg. Să nu mă... Da, nu, că așa mâine eu zic. Păi să mă duc un... Când vine Daci de la școală, de dimineață, mă duc și mai iau 10 kg. O să le iei tăiată. Păi tăiată, mă refer. Așa. Acum n-ar fi trebuit să pui apă. Hai numărul, Natale. 1, 2, că nu-i tu. Să țin eu? 3, că nu mai pot. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, cu asta am terminat. Am terminat acum? Da. Asta e. Am terminat. Nu mai trebuie. Aici e Haripo. Ok. Arată-i la Timea că ursulețul tău e plin de... Jucării. Nu e jucării. Da, am băgat jucării. Și jucării. Și jucării. Și bomboane. Nu, hai, taci. Mai vreau să mai ring, că îmi place. Când mai am creat? Când? Nu, acum, dai drumul dintr-o dată. Așa.
Deci până de dimineață deja nu e mai așa apă multă. Mami, te scade, da. Da, scade. Nu se umplă. Așa, dar nu no. Aceasta a fost realizarea noastră. Hai aici, Natalia, lângă mine, că amândouă am făcut, nu? Aceasta a fost realizarea noastră. Mulțumim la Tatăl Ceresc că am cumpărat ieftină varza. Și mâine, când se mai așează, poate mai cumpăr 10 kg și pun deasupra. Bine. Și cumpăr și din aia. Că eu am avut, anul trecut am avut plastic. Te-a uitat ce caiște să fie. Dar cine a luat-o de acolo? Anul trecut. Precis. Nu, în sfârșit. O să iau din asta, care ține varza. Nieț. Așa îl cheamă. Nieț? Și mai iau 10 kg de varză tăiată măruntă și mai pun deasupra. Noi la țară puneam scânduri. Păi și eu am pus înainte. Scânduri cu o petricică, petricică, piatră. Am piatră de codru. Domnul de șofroni am adus-o. Wow. Acum vă lăsăm. Vă dorim o seară binecuvântată de la Tatăl Ceresc. Da. Și Natalia merge și face baie. Da? Da. Și ne retragem. Și eu mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze cu psalmul 20. Amin. Amin. No, cam atâta. Pace, la revedere. Pace. O seară binecuvântată. Dumnezeu pentru astăzi, 11 octombrie 2024. Fii disciplinat. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. 1 Timotei 4, versetul 14. Singura modalitate prin care poți continua să te perfecționezi este exersarea. Nancy Dornan, o femeie de afaceri din Statele Unite, spunea: cea mai lungă cale între două obiective este scurtătura. Și este foarte adevărat. Dacă îți dorești să te dezvolți într-un anumit domeniu, calculează care vor fi implicațiile reale, inclusiv prețul, apoi hotărăște-te să-l plătești. David nu și-a descoperit brusc talentul de cântăreț la harpă când a ajuns la palatul regelui Saul. El și-l dezvoltase în anii de practică pe dealurile singuratice, în timp ce îngrijea oile tatălui său. Apostolul Pavel a sfătuit pe Timotei: până voi veni, ia seama bine la citire. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Am spicuit din versetele de la 13 la 15 din 1 Timotei, capitolul 4. Când ai terminat cu dezvoltarea personală, ești terminat. Progresul, succesul, creșterea nu se întâmplă prin osmoză, ci necesită disciplină. Nu există o cale ușoară de a deveni o persoană disciplinată. Motivul pentru care un anumit câștigător din sport, să zicem, de anul trecut, a fost al doilea clasat anul acesta, este că unul dintre ei a fost dispus să facă un efort suplimentar când a venit vorba despre practică și disciplină, iar celălalt nu. Oricine face ce trebuie să facă doar atunci când are chef sau când îi convine, va rămâne în urmă. Îmbunătățirea vine prin disciplină. O persoană disciplinată nu găsește scuze și nici nu acceptă scuze. Ea le elimină. Îmi par foarte adevărate cele spuse de către scriitorul clasic francez François de La Rochefoucauld: aproape toate greșelile noastre sunt mai ușor de iertat decât metodele prin care încercăm să le ascundem. Am încheiat citatul. Dacă ai mai multe motive din cauza cărora nu poți fi disciplinat, tu trebuie să pricepi că nu sunt altceva decât o grămadă de scuze. Și toate acestea trebuie să fie eliminate dacă vrei să reușești în ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Așadar, fii disciplinat! Tu m-ai chemat cu dragoste,
mai ridicat. Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfințit și haine noi mi-ai dăruit. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Părinte mare, har mi-ai dăruit ca să slujesc Domn infinit. Eu doar un simplu rom însemnat, un copt al vieții împărat. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să ta, s-o răspândesc. Trăim mereu cu zel al tău cuvânt, înaintând prin Duhul Sfânt. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta.